Terra! Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Am luat o mică pauză. Aveam de gând să filmez și joi și vineri. Întâi și întâi de toate, dacă mă auziți un pic mai ciudat, am trecut printr-un mic episod de răceală. Mulțumesc lui Dumnezeu, de data asta simțul olfactiv nu mi-a fost afectat. Și m-am putut bucura în continuare de minunățiile din viața mea. Și pentru că... mii de scuze. Și pentru că eu sunt o mare iubitoare de parfumuri gurmande și vremea de afară sperăm în continuare că se va încălzi treptat. Am zis să vin către voi astăzi cu o mică selecție, mai precis 5 parfumuri. Toate sunt variante de buget, ca să mă exprim așa. Și toate sunt parfumuri gurmande ce pot fi purtate primăvara, dar și vara. Din punctul meu de vedere, ajungem din nou la din punctul meu de vedere. Și să nu mai stăm la taclale, acum cât încă am voce, că de fapt din cauza aceasta nu am filmat până acum. Am avut vineri am avut un episod complet pe silent, cum spun eu, nu am avut voce deloc. Dar să profit acum cât am voce, da? Și vom începe cu un parfum mai nou intrat în mica mea colecție. Paranteză. Nu sunt colecționară. Pur și simplu așa îmi denumesc eu mica comoară, mica, da? Și vorbim aici despre Marin de la casa Ahmed Al Maghribi sau Ahmed. Un parfum, vă spuneam, recent intrat în colecția mea, însă l-am purtat destul de mult, nu știu, nu prea se vede. L-am purtat destul de mult, cu toate că vă spuneam în videoclipul în care i-am făcut unboxing-ul, ultimul videoclip, că este casa Ahmed Al Maghribi, este o casă de nișă. Parfumurile lor au concentrație de ulei peste 40%, concentrație întâlnită, de exemplu, din câte am căutat eu și m-am documentat, ca să zic așa, concentrația aceasta mare de ulei o găsim, de exemplu, la Casa Amouaj. Însă, Casa Ahmed Al Maghribi are niște prețuri de... Deci, nu știu, oricine își poate permite un parfum de la Ahmed fără a mânca pufuleți, cum spun eu. Ok, și... O să vă citesc la fiecare în parte notele, ca să vă faceți așa o mică idee. Iar după aceea vă voi spune, ca de obicei, felul în care le resimt eu, felul în care le percep eu. Și de-abia după ce am făcut această selecție, mi-am dat seama că absolut tot ce am adus astăzi aici pentru voi sunt parfumuri gurmande. Dar vom vorbi de gurmandul acela, nu știu, o combinație între fructe de pădure, da? Adică un gurmand cât de cât mai ușor purtabil. Și avem așa la Marin. Note de vârf: ananas, căpșune, zmeură. Note de mijloc: piersică, trandafir. Iar în bază avem note lemnoase, lemn de santal și vanilie. Parfumul acesta, m-am uitat un pic și pe Fragrantica, după ce am filmat unboxing-ul, și multă lume îl asociază cu L'Imperatrice de la Dolce & Gabbana. Și mi-am amintit că, într-adevăr, nu am avut acel parfum, însă l-am testat. Și da, Marin merge foarte mult către L'Imperatrice, însă
Haide să și pulverizez, să vorbim așa, pe subiect, cum spun eu. Doamne, deci are o deschidere, v-am mai spus eu și când am făcut unboxing-ul. Pe moment, preț de 3 minute, să zic, 4, în aer se resimte o notă foarte fină și foarte, foarte atent lucrată, foarte realistic lucrată, de pepene galben, cu toate că nu este listat. Da, deci Marin este acel parfum proaspăt, gurmand, parfumul acela, nu știu, gurmandul ideal de vară, da. Nu este un parfum care să vă sufoce, să vă creeze o stare, o senzație de disconfort. Nu este ceva apăsător. Se simt foarte bine căpșunile, vanilia. Ananasul îl percep mai degrabă ca un sirop. Siropul acela de ananas. Trandafirul, vă spuneam și când i-am făcut unboxing-ul, nu este unul deranjant. Este unul tânăr, roz pal, roz pudră, genul acela de aromă de trandafir veselă, jucăușă, nu ceva greu, nu ceva apăsător. Dar, una peste alta, este un parfum superb. Superb. A fost achiziționat blind de pe Parfumas, oricum pentru fiecare, ca de obicei, vă voi lăsa în descriere link. Și, nu știu, ca persistență, încep din nou prin a vă repeta faptul că persistența și performanțele unui parfum sunt diferite de la o persoană la alta. Eu personal acesta l-am resimțit și după duș. Da. Și după duș, Marina a fost acolo. Foarte. Nu știu, e genul de parfum ce l-aș lua cu mine într-o vacanță la mare, la munte. Nu știu, l-aș purta peste tot. Mai departe vom vorbi despre Orange and Neroli din gama Vibrant de la Emir. Din nou, un parfum. Doamne Dumnezeule! Parfumul acesta mi-a cam dat de cap. Uitați cât am consumat din el. Destul de mult, dacă mă întrebați pe mine, pentru că știu foarte bine că am avut chiar 5 zile la rând în care am întins tot timpul mâna după el. Cu toate că eu nu sunt, după cum v-am mai spus și înainte, această iubitoare de neroli. Nu. Însă, parfumul acesta, haideți să vă spun notele. Avem așa, note de vârf, mandarină, lămâie de California, în mijloc neroli, iasomie, sambac, iar în bază, vată de zahăr și mosc alb. Sinceră să fiu, în momentul în care l-am achiziționat fix din pricina notei de vată de zahăr din bază. Am spus vată de zahăr, asta înseamnă gurmand, este în bază, asta înseamnă că se va simți mai mult timp pe mine. Și da, Orange and Neroli. Paranteză. Nu despre asta. Dacă ați ști cât m-am bucurat, că în sfârșit am răcit și eu, nu m-am bucurat că am răcit. M-am bucurat că am avut un episod de răceală fără a fi alterat mirosul. Zic, aia e răceală, hai, treacă, meargă, numai să-mi simt mirosul parfumului. Aici, în Orange Neroli, avem o mandarină cărnoasă, suculentă, nu știu,
pulpa aceea de mandarină, da? Apoi se deschide. Deci se deschide prin nota de mandarină. Apoi toate notele se mixează, se combină de așa natură încât mă duce la un parfum citric caramelizat, dacă mă pot exprima așa. Citric dulce caramelicios. Gata. Am inventat o nouă categorie de parfumuri, da? Citric dulce caramelicios. Când spun citric, spuneau ei aici, în vârf, mandarină, lămâie de California. Când spun citric, nici de cum nu mă refer la lămâie. Eu lămâia nu prea o simt în acest parfum. Mai degrabă simt mandarina. Este asezonat cu flori albe, fără a merge către categoria de parfumuri florale. Asezonat, așa, pe aici și pe acolo, cu flori albe. Este un parfum centrat pe nota de mandarină. Este un parfum liniar. Nu vă așteptați la mari schimbări în timpul purtării. Doar către faza de dry down, către faza de uscare, începe să devină ușor săpunos, ușor, ușor. Din nou, nu sunt amatoare de parfumuri săpunoase, de aceea spun, acesta este ușor, deci este în limitele acceptabile, ca să mă exprim așa. Și ușor pudrat. Nu știu, ca și cum ar fi, dacă face sens, o mandarină pudrată, da? Către bază, către bază, către uscare, așa, așa mă duce cu gândul, la o mandarină pudrată. Ca persistență, îl resimt undeva până la 5 ore, dar nu mă deranjează să-l reaplic, cu toate că sticla este destul de mare. Pe site-ul celor de la Dubai puteți achiziționa și decant de 10 ml, să-l aveți în geantă și să-l reîmprospătați de-a lungul, în decursul zilei. Hai că se pare că astăzi nici cuvintele nu-mi vin, dar tot am insistat să filmez, că am rămas în urmă cu ideile ce le-am eu pentru YouTube. Trecem la al treilea și avem acest frumușel. Deci uitați-vă cum arată această sticluță. Sincer, 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 nu sunt o fană a casei Nina Ricci. Singurul parfum ce mi-a atras atenția și l-am avut în format full size și chiar este pe lista de parfumuri de recumpărat, este L'Extase. În afară de acela, eu cu casa Nina Ricci nu prea suntem într-o relație de prietenie. Și acest frumușel l-am achiziționat de pe site-ul celor de la Parfimo, de pe timpuri când ei comercializau și parfumuri în varianta tester. Acesta este un tester, cu toate astea a venit cu capac și l-am achiziționat strict pentru felul în care arată sticluța. Când am văzut sticluța asta pe site, zic, nu mai contează cum miroase, eu îl vreau, trebuie să fie acolo. Norocul meu, atunci când am citit descrierea parfumului, am aflat că este și acesta un gurmand. Și avem așa, note de vârf, bergamotă, note de mijloc, macaruns, zmeură, lămâie, migdale, trandafir de Bulgaria. Note de bază, vanilie de bourbon, mosc alb și lemn de santal. Creatorul acestui parfum, Olivier Cresp. Cu acest parfum, da. Probabil, datorită felului în care arată sticluța, vă așteptați la un dulce din acela
girlish, Barbie, însă nu. Este foarte fructat, puțin efervescent. Se simte bine combinația zmeură și lămâie. Deci, nota aceea de macaruns, eu una personal nu prea o percep, cu toate că din toate notele listate, fix acea notă îmi doream să o percep cel mai bine, din păcate nu. Este o combinație de zmeură cu lămâie, dar nu-l pot cataloga nici ca fiind un florar fructat. Are o idee de ceva gurmand acolo. Nu este atât de dulce sau atât de gurmand pe cât m-am așteptat eu. Este mai degrabă o zmeură pudrată, pentru că lămâia, nota de lămâie treptat treptat dispare, însă rămâne nota de zmeură și se usucă, nu știu, așa o percep, o zmeură pudrată. Însă foarte bun și foarte folositor, ca să zic așa, îmi este în stratificarea parfumurilor sau în layering, cum se spune. Îl folosesc și da, cu siguranță, atunci când îl voi termina, sticla tot va rămâne în colecție. Nu știu, mi se pare așa, cea mai drăguță sticlă. Ok, trecem peste. Nu știu cât o să apreciați voi acest videoclip, dar am tras de mine ca să-l fac mai pe românește. Am zis, hai ca să ies din stare, hai să fac ceva ce-mi place și ce-mi place mie cel mai mult, să vorbesc și să miros parfumuri, să testez parfumuri. Următorul avem Pink Sugar Berry Blast. Vedeți voi că este sticluța plină, însă este a doua sticlă pe care eu o am. Și avem așa. Note de vârf, afine, mure, portocală, bergamotă, note de mijloc, vată de zahăr, din nou, cireșe, căpșuni sălbatice, plută, plută. Deci când am citit nota așa, am zis plută. Ok. Note de bază, caramel, vanilie, boabe tonka, cedru și mușchi. Acesta este un flanker al celebrului Pink Sugar de la Aqualina. Parfumul acela sinteticuț de păpuși Barbie, parfum pe care eu îl ador. Of, Doamne, Doamne! Deci, din tot ce vă prezint astăzi, acesta este pentru a doua oară în colecția mea. Pentru mine, acest parfum miroase a tort cu afine și cireșe. Deci atât. Tort cu afine și cireșe. Eu nu simt acea portocală pe unde era. În notele de vârf, culmea. Nu o simt. Mi se pare mai fin și mai cremos decât Pink Sugar. Și în plus de asta, în Berry Blast nu găsim acea notă de zahăr ars. Pentru mine, Aqualina Pink Sugar îmi place, îl am și pe acela, chiar a treia oară, dacă nu mă înșel, însă pe undeva percep o notă de zahăr ars în acela. Chestie care în Berry Blast nu. Persistă undeva până la 4 ore, dar nu mă deranjează să-l reaplic. Bineînțeles, pe haine persistă mult mai mult, însă fix așa îl percep. Un tort de afine, cireșe și nu știu de unde, dacă l-aveți și voi, chiar v-aș fi recunoscătoare să-mi lăsați în comentarii. Eu simt pe undeva o notă de cacao. Deci nu știu, pur și simplu când îl miros, vizualizez un tort
ceva ciocolată, afine cireșe. Nu este deranjant, nici acesta nu este sufocant și da, îl iubesc și îl ador, mai ales vara. Și acum ultimul, dar nu cel din urmă, vom vorbi despre, unde ești? Aici, Lorina Viking Princess, numărul 65, și acesta este destul de consumat. De pe site-ul celor de la parfumat. Avem așa, note de vârf, lămâie, note de mijloc, ceai verde, ghimbir, piersică, hediona, iasomie, măr, note de bază, bezele, vanilie și benzoină. De ce credeți că l-am ales? Pentru nota de bezele, bineînțeles. Vă spuneam când am făcut unboxing-ul acestui parfum, că mi-a fost foarte teamă de nota de benzoină din bază. Pe mine nu mă deranjează benzoina în parfumuri, însă eu vroiam să-mi măresc mica selecție de gurmande pentru primăvară-vară și m-am gândit că benzoina nu e tocmai cea mai fericită alegere. Însă nu am greșit deloc alegând acest parfum. Vai, deci se deschide cu lămâie și ghimbir. Dar nu știu. E o combinație. Am mai întâlnit parfumuri cu ce se deschid cu notele acestea de lămâie și de ghimbir, însă lăsau o impresie cheapy, o impresie ieftină. Acesta nu, cu toate că este un dup. După deschiderea de lămâie și ghimbir, ies în evidență bezele moi, pufoase, colorate, dulci. Este dulce, pudrat, bombonicios, girly. Din nou, benzoina nu o simt. Pentru mine este, oricum și el este listat, este parfum gurmand, este parfumul meu cu bezele. Foarte bine în acest parfum. Nota de bezele este foarte bine lucrată, ca să mă exprim așa. Acesta este un extract de parfum, iar persistența lui pe mine, pe pielea mea, este de undeva în jur de 5 ore. După aceea necesită reaplicare. Din nou, nu mă deranjează să-l am în geantă și să-l reaplic. Oricum, aplicat pe haine, persistă și proiectează mult mai bine decât pe piele. Cam astea au fost parfumurile mele gurmande pentru primăvară-vară. Am ales așa, după cum vă spuneam și la începutul clipului, am selectat parfumuri mai accesibile și după ce le-am selectat, din nou spun că am descoperit că de fapt toate pe acest criteriu am mers. Am ales parfumuri gurmande, dar totodată cu fructe de pădure, marea majoritate, sau citrice frumoase, citrice frumos combinate. Cam atât pentru astăzi, un clip mai scurt. Aștept cu nerăbdare să vă citesc în secțiunea comentarii și preferințele voastre, dacă tot așa sunteți în aria mea, ca să mă exprim așa, de parfumuri gurmande, ce parfumuri preferați voi și ce parfumuri folosiți voi în sezonul cald. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final și mi-ați suportat vocea care nu e în cea mai bună formă a sa. Și până data viitoare, eu o să dau și cu ceai și cu parfum ca să ne auzim mai bine. Până data viitoare, vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet că sunteți aici alături de mine.